voi. Nu! 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 Ca să salvăm lumea de toate cataclismele, ar trebui să salvăm spiritul focului. Și cum facem asta? Mai întâi ar trebui să adunați toate gunoaiele de pe jos, iar apoi să treceți niște probe. Să trecem prin aceste probe. Bună seara, stimați telespectatori ai postului nostru de televiziune Plutar și TV, adică voi. Vă prezentăm știrile. Doi hoți înarmați au intrat în casa lui tanti Ileana și, profitând de bătrânețea ei, au reușit să-i fure bijuteriile din aur. Din fericire, poliția a fost vigilentă și a prins pe infractori. Iată imaginile. Cercetărilor, colaborând excelent cu ceilalți colegi, am identificat și am prins pe agresorii care au venit la sediul nostru de poliție și au încercat să ne păcălească și să ne vândă câteva bijuterii, garantându-ne că sunt din nou, de la baba Ileana. A furisăților, că te-am comandat în cap! A cui? Comandatul și adică la învățator la școală! Că te-am la steroiză! Cometele, cădeați al Venus în cap! Eu prefer pe Afrodita. Taci din gură! Eu sunt ghișitoare, uite la panul la tine, prezic mult rău! Voi știți ce s-a întâmplat cu Andrei, cu ăla care a făcut grătar și a aruncat mizeriile pe câmp și în pădure?